Bună, dragilor, bine v-am găsit la o nouă ediție Sport Arena la zi, live aici pe Metropola TV, dar și pe Sport Total FM. Alături de mine în platou, în seara asta, este și colegul meu Ionuț Florea. Bună, Ionuț, bine ai venit, ești pregătit pentru ziua de astăzi? Bună, Alice, bine te-am regăsit. Cu siguranță am făcut și o încălzire, suntem pregătiți de lupte. Încălzire vocalize, vrei să spui? Fizică, am cam alergat să ajung la timp la emisiune. Bine că ai ajuns la timp, pentru că în seara aceasta vom vorbi despre MMA și nu doar, cum v-am obișnuit, să avem concurență sportivi, luptători bărbați. Astăzi avem luptători din categoria femeilor, din categoria sexului frumos. Lângă mine, Alice Ardelea. Bună, Alice, bine ai venit! Bună, bine v-am găsit! Și Ana Maria Pal. Bună, Ana, bine ai venit! Bună, bine te-am găsit! Păi, stai, să ne înțelegem, Ana are un pic de emoții, trebuie să o încurajăm, nu-i așa, Ionuț, pentru că stăm de vorbă despre voi, nu stăm de vorbă despre nimeni altcineva. În seara aceasta, în gala de MMA în care veți participa, veți fi adversare și înainte de asta au venit aici la noi ca să stăm puțin la masă. Sunteți pregătite, fetelor, pentru seara asta? Super, normal. Super, super pregătite, dar da, suntem adversare în cușcă, dar în afară. Nu are niciun sens să ne luăm la harță. Râm sau să ne batem sau să... Păi, în afara competiției suntem prieteni, nu e așa? Pentru că așa e normal și așa e fair play, să zice. Și așa suntem e. Și fete. Exact, și înainte de toate, dacă noi nu ne susținem între noi, cine să ne susține? Eu nu ești în mare minoritate astăzi, că știi cum e cu femeile, noi și vorbim foarte mult, așa că te rog, poți să începi seria întrebărilor incomode. Și în mare pericol, Alice, dacă în urmă cu două săptămâni l-aveam invitat pe Ion Pascu, cel care era reprezentantul nostru numărul 1 la băieți, la MMA, era raportul 1-1, să spunem atunci, iată că acum s-a inversat puțin și ar fi cam 2-3-1, deci inferioritatea este cu atât mai mare. Vreau să întreb pe fete dacă este prima oară când se confruntă în mod direct într-o luptă una contra celeilalte. Ați mai avut până acum onoarea să vă luptați una contra celelalte sau este prima oară? E prima oară, noi două. Bun, și noi facem o oarecare extrapolare cu ceea ce înseamnă fotbal și de fiecare dată când se întâlnesc două echipe, spunem că una dintre ele ar cam fi favorită. Dacă ar fi să mutăm oarecum discuția către voi diseară, nemai întâlnindu-vă, există o oarecare favorită sau pur și simplu șansele sunt 50-50 de a câștiga lupta? Eu cred că 50-50. Eu 50-50. Ideea e că ea se antrenează în România încă, ca evident o să aibă mai mulți susținători favorită ca româncă. Eu mă antrenez în Anglia și probabil asta ar fi diferența, dar cred că ne-am antrenat amândouă la fel de greu și la fel pentru meciul ăsta. Și știm de mult că l-avem, așa că nu... V-ați antrenat și psihic, să zicem așa. Uite, haide să stăm puțin de vorbă despre cum v-ați apucat de acest sport, pentru că sunt multe dintre persoanele de acasă care cred că se întreabă de unde ați pornit și de ce. Uite, Alice, o să încep cu tine și după aia continui cu Ana. Cum și de ce acest sport? Tot timpul am fost o fire mai băiețoasă, oricum, seamăn cu tati și... În trecut jucam foarte mult, mă jucam foarte mult pe calculator, jocuri și aveam înjuram lumea pe net și lumea mă înjura pe mine. Era un pic mai agresivă. Ceva de genul, dar am spus ok, dar dacă se întâmplă odată să vină cineva și chiar să mă bată, eu ce fac? Ia stai numai să încerc. Mă uitam pe net, pe YouTube la niște bătăi și parcă, nu știu, așa am simțit ceva ciudat. Ok, zic, hai că încerc, că totuși, dacă totuși vine cineva să mă bată, trebuie să știu să mă apăr. Să știu să mă apăr, nu? Și de acolo am început, după aia mi-am pus eu niște țeluri. Vreau să ajung în ziar, am ajuns, vreau să ajung la TV. Și de acolo vreau să ajung campioană și tot așa. Dar știu că se pornesc în diverse stagii până să ajungi la efectiv lupta în cușcă. Care au fost pașii pe care i-ai urmat tu? O grămadă de sacrificii, asta e primul și cel mai important pas. Trebuie să sacrifici timp, gen, dacă mergi la lucru, evident, trebuie să ai timp și pentru antrenamente. Și da, când am început să fac sportul ăsta, nu l-am început numai la 18 ani, 19 ani am avut. Am fost destul de mare deja, n-am avut nimic. Ne-ai avut în spate o carieră de sportiv, cum ar fi. Și nimeni din familia mea nu e sportivă singura care face sport. Ai spart gheață. E foarte ciudat. Da, da,
ăsta sunt pașii pe care am urmat, sacrificii, antrenamente în fiecare zi, mergeam la școală sau mergeam la lucru după aia, că am început destul de sânge, după cum am zis. Și viața personală o lăsăm pe locul al doilea, cum ar veni, că trebuie să mergem la antrenamente și la competiții. Da, și acum vorbim de trecut, dar gen, în momentul de față, viața mea personală e zero. Pentru că sportul îți acaparează din timp. Mai ales când, când mă pregătesc pentru un match și să... nu știu, 100% dedicată către... Da, 5 luni înainte de meci, 3-4, depinde de meci, depinde de datele, depinde de multe chestii, dar da, în jur de 5 luni durează un fight camp pentru un match în care trebuie să dormi în sală, gen, trebuie să te și odihnești, dar trebuie să dormi în sală, pe rumnește, gen. Da. Ana, tu? Care au fost pașii? Ce te-a determinat? Pentru că întrebările acestea vin și în contextul în care vorbim totuși de un sport de contact. Și pentru fete e puțin mai dificil și poate și de aceasta curiozitatea noastră de a vă descoase să aflăm exact ce v-a determinat să faceți acești pași într-un sport în care, trebuie să recunoaștem, fetele sunt mai firave, există și tendința aceasta de a nu te răni, de a nu ieși oarecum șifonat dintr-o luptă. Pe tine, ce te-a determinat să faci primii pași? Demontează-i mitul ăsta, Ana, te rog. Da, bine, eu am... Mie, de când eram mică, mi-a plăcut să fac sport. Chiar de părinții n-au avut șansele să mă dea la un sport. În schimb, eu am început cu atletismul. M-a băgat proful de la școală, m-a băgat la atletism. Nu prea mi-a plăcut să alerg sau să fac altceva pe acolo. Mai am intrat și la bilă. În general, aruncai bila cât mai departe, dar n-aveam șanse pentru asta. După m-am dus în sala de box, unde când a observat antrenoarea de la atletism că mă introcos, mă, nu e pentru fete, hai că vorbesc cu antrenorul de la lupte unde erau fete și m-a băgat acolo. În timpul respectiv eu făceam mai multe sporturi ca să văd care e pentru mine. Și până la urmă am rămas la lupte, încă mai practic lupte, iar acum câțiva ani, să zic acum 3 ani, am intrat și la kickboxing, MMA, pentru că am vrut să schimb ceva în viața mea. Pe lângă toate care mi s-au întâmplat și un alt, am vrut să fiu altfel. Pentru că sportul, de exemplu, luptele, doar imobilizezi adversarul la sol sau dacă e un atac, dar nu lovești. Și eu cum am trecut, eu cum am trecut prin viață de anumite chestii în care trebuia să mă apăr și n-am reușit din cauza asta, mi-am cam luat-o, mă trebuie să decid să fac altceva și... Asta m-a ajutat să intru și pe mine, pur și simplu, sportul mă scoate din starea aia de stres, de... în sală sunt alt om. De asta. Te relaxezi și îți consumi toată energia da. În direcția aia. Da, da. Te-au făcut evenimentele mai puțin plăcute despre care vorbeai din viața ta să te îndrepți mai mult către acest sport sau pur și simplu te-au ajutat să treci peste? Nu, m-au și ajutat, dar era să... pot să am eu șansa de a mă apăra singură. Adică odată ce stai cu o persoană care la un moment dat devine agresiv și după aia... Nu intra. Spune-mi despre sport. Ce îți face ție bine? Nu te... Da, și după aia am început să mă apăr singură. Adică și de asta am ajuns într-o perioadă să nu mai am încredere în anumite persoane. Dar sportul îți dă încredere în tine, în primul rând. Da, sportul îmi dă încredere. Pentru că lumea, și lumea de acasă crede, mă vede, știu că tu ai un pic mai multe emoții decât Alice aici de față. Tu ești o fire jucăușă, îți place să vorbești cu noi, deci Ionuț, ringul este al tău, cum se spune, te rog, preia friel. Da, nu știu dacă am echipamentul necesar, nu am mănuși, însă încerc la nivel acesta al declarațiilor. Voiam să le întreb pe fete dacă putem vorbi la momentul acesta de o activitate profesionistă pentru voi sau pur și simplu este ceva ce faceți în afara unui job sau în afara unei alte activități care, să spunem, vor aduce veniturile de care aveți nevoie pentru a supraviețui ca în orice situație. Este acesta, MMA-ul este principala sursă de venit și doar către ea vă focusați sau pur și simplu este, cum spunea și Alice, un moment în care intrați în sală și începeți să uitați de ceea ce s-a întâmplat și o faceți ca pe o pasiune și ca pe un hobby până la urmă? Nu, de exemplu, pentru mine eu vreau să ajung mult mai sus. Adică pentru mine competițiile și sportul e pus pe primul loc, bine, în afară de copil, că eu am și un băiețel pe care îl cresc, dar să zic așa, pentru mine asta e țelul.
Deci, în afară de MMA, nu mai faci altceva, nimic în momentul de față? Nu lucrez, decât sport. Atâta. Am înțeles. Asta vreau să zic. Alist? Bun, să ajungi cât mai sus. Mulțumesc. Eu cred că sportul ăsta e un sport... Adică, gen, tu trebuie să scoți o grămadă de bani din buzunar ca să te întreții, pentru că echipamentul e scump, antrenamentele scumpe, nu te antrenează nimeni pe gratis. Cel puțin, nu unde-s eu. Să lămurim pe toată lumea, scuză-mă că te-am întrerupt, tu nu te antrenezi în România în momentul de față și ai o întreagă echipă din Anglia care te ajută și acolo să faci antrenamentele și clar prețurile sunt altele. Da, da. Ideea e că dacă nu ești la nivel foarte înalt, trebuie să scoți bani din buzunar ca să te întreții și da, trebuie să și lucrezi. Și eu nu pot să spun că lucrez, dar am unele surse de venit la... Mie îmi place să, nu știu, să lucrez pentru mine, să găsesc tot felul de chestii din care să fac bani pentru mine, gen, nu pentru altcineva. Am lucrat și în alte părți, dar era foarte greu cu sportul, gen, să mă duc la lucru și... Banii pe care îi câștigai nu erau oricum la fel, adică la același nivel, astfel încât să poți să te întreții sportiv? În niciun caz, în niciun caz. Și înțeleg pe mulți sportivi că e greu, chiar e greu. E un sport foarte costisitor. Și durează până să lipesc și sponsorii de tine, nu e așa? Da. Foarte rar se întâmplă. Dar ideea e că dacă nu te antrenezi în fiecare zi și nu ești focusat 100%, nu ajungi la nivelul ăla, numai dacă ești un talent sau un geniu, nu știu. Nu ajungi la nivelul ăla. Iar dacă nu ajungi la nivelul ăla, nu te vede niciun sponsor. Iar dacă nu ai sponsor, n-ai bani. Sunt toate legate una de alta. Nu ai bani, nu poți să să participi la nicio competiție, nu poți să te... De asta, da, exact. E greu, dar, na, asta e viața de sportiv, sacrificii. N-ai bani, dar te antrenezi. Ceva de genul. Și știi, Ionuț, de fiecare dată când am avut invitați din diverse arii sportive care improvizau pe toate părțile. Deci... Da, pentru că revenim foarte important și foarte mult la ceea ce face statul pentru sport, Alice. Nefiind o prioritate a guvernanților din țara noastră, toți cei care iubesc și doresc să facă sport, nu neapărat pentru a face performanță, dar pur și simplu pentru a reuși să iasă din acest cotidian, au nevoie de sprijin. Un sprijin care nu vine și ei, bineînțeles, sunt împinși singuri să găsească soluții de finanțare. Vreau să întreb pe Alice, pentru că după o luptă la Craiova, dacă nu mă înșel, ai atras atenția unui sponsor care... a dorit oarecum să vină lângă tine și să te ajute să crești și din punct de vedere financiar și din punct de vedere al ceea ce îți dorești tu. Cum a fost desprinderea de țară în momentul în care a fost nevoie să pleci și să te duci într-o lume și într-un mediu pe care, bineînțeles, la vremea respectivă nu-l cunoșteai? Da. Am avut o ofertă din Germania. Nu pot să spun că a fost greu. Gen, eu sunt din satul mare. Și am avut prima mea ofertă, am fost la Sibiu. Și m-am mutat din satul mare spre Sibiu, singură, fără nimic, fără familie, fără nimic. Și, evident, nu a fost foarte greu, dar am fost oricum departe de familie. Și când m-am dus în Germania, am fost și mai departe. Toată familia mea s-a mutat în Anglia. Nu pot să spun că a fost greu. Pot să zic că a fost un sacrificiu pe care l-am făcut. Tot folosesc cuvântul sacrificiu, dar asta e... A fost și o perioadă, Alice, când nu te-ai antrenat. Știu că a fost o situație cu sala în care trebuia să te antrenezi, care s-a închis. Cum ai resimțit tu ca sportiv aflat în plină ascensiune în momentul acela când pentru o perioadă antrenamentele ți-au fost sistate, mă rog, împotriva voinței tale, dacă pot să folosesc un astfel de termen? Asta s-a întâmplat în Anglia. M-am mutat în Anglia în special pentru sala la care m-am antrenat cu echipa cu echipa mea, care am încă am aceeași echipă. M-am mutat acolo, am avut un match, toate au fost bune, am crescut foarte mult și de pe azi pe mâine s-a închis sala, fără niciun fel de explicație. A fost un pic de... ca un șoc. Am primit un șoc, pur și simplu. Și eu sunt o fire foarte loială. Și am spus, ok, hai să vorbesc cu antrenorii mei, să văd ce e de făcut. Și, da, nu știau nici ei la momentul ăla mare lucru, dar i-a zis, ok, hai că noi încercăm oricum de ceva timp să ne facem o sală. Ok, am așteptat să-și facă sala și-o deschis o... Te-ai antrenat în perioada aia într-o altă manieră? Ai încercat să găsești? M-am antrenat în alte orașe, dar e greu să... Pe când ajungeai într-o oră, gen, la antrenament, erai deja obosit.
de drum, să nu mai fac, să nu mai vorbim de antrenament, făcea antrenament o oră pe drum înapoi, diferite săli, că nu, când e o sală, e o sală. Mergi la antrenament de 2-3 ori pe zi, faci... Ai un program mai lejer. Un program, știi exact ce trebuie să faci, știi tot. Dar a fost o perioadă grea și nu prea m-am antrenat, nu. Nu prea m-am antrenat. După am primit o ofertă din Africa de Sud să mă duc să particip la show-ul ceva de genul The Ultimate Fighter, dar versiunea din Africa de Sud. Ok, un program de televiziune asemănător cu da, cel de... bazat pe sport, bazat pe MMA. Am fost singura româncă, am fost 10 fete din jurul lumii, America, știu eu, peste tot. Și m-am antrenat acolo în Africa de Sud 2 luni. Am câștigat 2 meciuri, de fapt toate pe care mi le-a oferit. Și am fost retrasă din cauza unei contuzii de medic. Așa că am venit înapoi și am început să mă antrenez la sala nouă. Așa că aici așa, și iată-ne astăzi. Aici. Da, scuze, mi-am pierdut vocea aseară. Stai liniștită, nu, uite, acum o să te menajăm un pic, pentru că stăm de vorbă și cu Ana. Ana mi-a spus chiar și înainte de emisiune, dar ai spus și acum live că tu, pe lângă jobul de sportiv, ai și jobul veșnic de mamă. Da, așa este. Bun. Cum le împăcăm pe amândouă și care, adică unde îți găsești echilibrul? Pentru că este un lucru foarte frumos și cred că te bucuri în fiecare zi de cel mic. Da, normal, dar cum să zic eu, nu știu cum să încep, dar acum cum a început și școala, copilul va merge dimineața la școală, după aia, după masă, noi facem antrenamente și mergem împreună. Adică ne pot combina. Cât sunt acasă, mă ocup eu de casă, cât el e plecat la școală și restul după masă la antrenamente. A, și mai sunt temele. Nu ne împăcăm, cu temele nu ne împăcăm. Lasă că se va descurca, el le prinde sigur din, da, din zbor. Și nu pot să zic că, de exemplu, în vacanță mergeam împreună la sală. El, lui îi place mai mult atletismul. Ok. Că îi place să alerge. Dacă îl încurajezi să facă sport. Da. Acum chiar am vorbit cu antrenorul mai înainte, că eu fac la 2 săli. În gen, lupte libere fac într-o sală și kick într-o sală. Kickboxing, K1, da, cum vrei să-i spunem. Și... acum mi-a zis antrenorul că se descurcă mult mai bine că nu ești în sală. Adică face. Când sunt eu în sală, știi că e protejat. Chiar de eu zic, hai, dă-i drumul, fă. Dar mama. E alt sentiment, da, și când nu mama, ești tu, probabil. Da. Și când nu sunt eu în sală, se descurcă mult mai bine. De asta, de acum, cred că o să-l las singur să meargă. Dar știi, știi că ar fi o variantă mult mai bună, că ne spuneau, nu-i așa, nu se spuneau antrenorii de la fotbal, că ne raportăm la asta, că au o politică de a nu lăsa părinții să vină la antrenamente. Tocmai din cauza asta, da, că atunci când sunt singuri, sunt mai bătăioși. Da, nu, că dacă e părintele acolo, copilul nu mai are, ba, ori rușine, ori dacă se întâmplă ceva, las că nu zice antrenorul nimic, că e mama aici. Am înțeles. Știind că și antrenorul te cunoaște, da, pe tine și, foarte bine. Da, pe mine mă cunoaște antrenorul, că mă știe de la 16 ani pe mine, antrenorul. Și îi place în sală. Mergem împreună. Acum că sunt plecat, l-am mai lăsat cu colegele mele. Am niște colegi de la sală care se ocupă cu el. În vacanță îl duceam la părinți, la țară. Deci acum... sunteți o adevărată familie. Da, păi asta e. Când ești antrenor, de exemplu, antrenorul pentru mine e ca un tată. Indiferent cine este, mi-e tată. Mă înțelege, mă cunoaște. Acum că devin și eu antrenoare pentru lupte, într-un fel știu și eu cum să vorbesc cu copiii, un alta. Adică îmi place. Și, da, și aș dori să pot să mă ocupe chestia asta. Îmi place să antrenez. Dacă eu știu să fac sport și știu să am făcut un alta, să le învăț și pe ceilalți. Super. Ana Maria, există o modă la nivelul foștilor sportivi sau unii dintre ei încă în activitate de a participa la diferite show-uri de televiziune. Un show la care ai participat și tu, dacă nu greșesc, da, și să mă corectezi, este legat de supraviețuirea în condiții extrem de vitrege. Nu o să-i dăm numele pentru că nu are rost să facem reclamă. Cum reușește totuși un sportiv să-și revină și să concureze după o astfel de perioadă în care este lipsit de tot ceea ce are nevoie organismul, mai ales în cazul vostru? Mă refer la o mâncare, mă refer la un somn ca lumea. Tu ai participat la un astfel de show. Cum a fost experiența pentru tine acolo și cum ai reușit să
îți revii la ceea ce urma să faci tu în momentul întoarcerii în țară. Da, experiența a fost frumoasă și, cum să zic, motivația te aduce să poți să duci mai departe toate lucrurile. Eu am multă motivație și îmi doresc foarte mult să ajung cât mai sus. Adică eu prefer să zic, azi urc o scară, o treaptă pe scară, știi? Mâine o treaptă, poi mâine o treaptă. Ei, la acest eveniment eu am scăzut un pic. Am urcat și iar am scăzut. Dar urcăm înapoi, nu e nicio problemă. Bun, dar din punct de vedere al condițiilor de acolo, fără mâncare, fără un dormit, fără odihna respectivă, nu te-ai simțit ușor slăbită ba la da, ceea ce mai înseamnă ales, activitatea mai pe mult, care ai desfășurat-o? Mai mult a fost căldura care era acolo. Căldura mă slăbea foarte mult, că cu mâncarea n-aveam nicio problemă dacă mâncam mai puțin. Bun, dar sportivii care practică o astfel de disciplină au nevoie de un aport caloric peste mediu. Au, dar eu niciodată n-am ținut. Eu chiar de fac sport de performanță, eu nu am ținut niciodată un regim sau să mănânc ceea ce trebuie. Eu mănânc normal, ca un om normal. Doar când vine o competiție, mai am grijă mai mult la ceea ce mănânc. Dar în rest mănânc ce mănâncă și un om normal. Am înțeles. Bine, în competiția respectivă nu prea mănânci ceea ce mănâncă un om normal. De aia da. Subliniam faptul că pentru un sportiv o pierdere atâtor calorii și tot ceea ce are nevoie organismul poate să-l deregleze pentru ceea ce înseamnă ulterior revenirii în competițiile respective. Tu cum te-ai simțit după ce ai revenit de acolo și ai intrat în sala de antrenament? N-ai avut niciun fel de problemă? Nu am avut nicio problemă. Ca și înainte, ești pentru tu, că am stat, am stat puțin. Asta e nefericirea mea că am stat foarte puțin acolo. Ți-ai fi dorit să rămâi mai mult în competiție? Mi-aș fi dorit, da. Dorința mea era să stau mult mai mult, dar evenimentul care a fost acolo nefericit m-a adus mai devreme acasă. Am înțeles. Uite că tot vorbeai de aceste fluctuații în ceea ce privește condiția fizică. Alisa, aici de față, a avut o perioadă de slăbire, nu-i așa? Și eu de fiecare dată mă întreb, sunt adepta unui stil de viață sănătos și mă întreb atunci când aveți genul ăsta de schimbări de kilograme, astăzi așa, mâine așa, te rog să-mi povestești exact cum a fost, pentru că mie, îți spun sincer, mie îmi dă cu virgulă. Deci mi-ai spus așa, ieri ai avut câte kilograme? 57. Și astăzi câte ai? 62. Păi, trebuie și să mâine facă 57 înapoi. Și înainte, asta voiam să, aici voiam să ajung. Și înainte de alea 57, câte kilograme ai avut? Ca să te mândrești cu 59. Rezultat. 59. Ok, nu, înainte când s-a întâmplat trecerea aia bruscă, aia majoră, că știu că ai avut ceva kilograme în plus ca să ajungi. În perioada în care nu m-am antrenat, 70. Și ai ajuns înapoi. Băi, felicitări, asta e de apreciat. Și cum, care este rețeta succesului? Știi câți ochi și urechi sunt acum în spatele acestor camere care s-au lipit de televizor pur și simplu? Și zic, ok, de la fata asta trebuie să aflăm rețeta succesului în ceea ce înseamnă slăbitul. Cum ai făcut tu ca să fie muncă. Un slăbit sănătos? Muncă. Cum zice Ana, multă muncă. Și, sincer, toată lumea zice, mă duc la sală, nu, îi 70-75% ce mănânci, din păcate. De acolo reglăm. Da, pentru că, de exemplu, și înainte, m-am antrenat din greu, m-am antrenat, am alergat, dar mâncam junk food. Nu foarte sănătos, mâncam dulciuri, dar mă antrenam la fel, nu am scăzut în kilograme. Ei, când am început să mănânc sănătos, pentru că am știut că am meci, trebuie să slăbesc din timp, să nu mă deshidratez înainte de meci. Da, pur și simplu, asta contează ce mănânci. Pur și simplu, asta. O trebuie să renunțe la multe chestii, dulciuri, fripturi și alte chestii. Da, îmi plac foarte mult dulciurile. E foarte greu, gen. Abia aștept până după ora 9, când o să avem meciul. A, deci în seara asta este festin cu prăjituri? Cred că și-a umplut ghiozdanul cu prăjituri. Măcar nu l-am umplut, că dacă sunt acolo, le iau. Și, da, și asta e. Am evitat să am în casă dulciuri, mâncare. Tentații. Am avut mâncare sănătoasă, îmi făceam plinul în fiecare săptămână cu... Am nutriționist și el îmi spune aici, ce să-mi cumpăr. Exact aici voiam să ajung, pentru că ai o echipă bine formată și nu ai făcut tu de capul tău sau cum ai văzut tu pe internet. Ai apelat la un specialist. Da, da, într-adevăr și sincer chiar ajută să ai pe cineva. Chiar ajută să ai
cineva care se pricepe cât de cât. Că da, ok, găsești informații pe internet, dar tot trișez, știi? Tot, dacă îmi fac eu salata, tot mai pun eu ceva ca să fie mai gustos, care, evident, dacă ai adăugat asta și asta, deja cresc caloriile și contează. Uite, asta este o greșeală pe care noi în România o facem și fetele și băieții deopotrivă, că tu știi foarte bine, eu nu, ne ducem la sală, facem sport și mâncăm ce ni se pare nou de pe internet. Am găsit noi nu știu ce dietă, am găsit noi nu știu ce rețetă și diverse alte, nu știu, suplimente alimentare, tot felul de treburi ca să vezi, deci ne trebuie nutriționist. Da, vorbesc că ești cu tine, tu ești singurul dintre noi care merge la sală. Când ai nu, chiar nu merg la sală. Dacă n-ai 77 de kilograme, nu prea e indicat să mai apelezi la un nutriționist, Alice. Din contră, să-ți dea ceva să mănânci. Ca să fac o glumă cu Alice, ar trebui să evităm English breakfast, da? Aolea. Nu bănuiesc că perioada din regat nu, te-a făcut oarecum să... Nu, place deloc English breakfast. Anyway, nu mănânc. Nu pot să mănânc fasole la micul dejun. Și cârnăciori, și cartofi prăjiți. Poate că ei se trezesc mai târziu și încă nu consideră că ar fi un breakfast, ar fi cred că am mâncat o dată sau de două ori un mic dejun dimineață, dar nu mi-a mai fost foame deloc în ziua aia, gen... E prea mult, e prea greu la stomac, știi? Și pentru un sportiv, clar, nu se pretează. Deci, Ana, la tine te ajută și vârsta, te ajută și metabolismul în momentul de față. Mănânci ce vrei. Normal. Norocoasă. Dar nici cu sarcina n-am dus prea mult în kilograme. Asta voiam să te întreb, adică a fost diferență majoră. Ionuț, astăzi ai picat nasol. Nu știu cum să spun, dar astăzi ai picat nasol. Mai intervin și eu când e cazul, mai pun. Ți-ai asumat, nu? Sigur, nu e problemă. Păi uite, de exemplu, eu am avut 57 de kilograme și cu sarcina n-am ajuns decât la 64. Da, ce noroc, băi, ce noroc. Și după sarcină îmi ziceau femeile de acolo, zic, da, tu ai născut? Unde l-ai purtat? Zic eu... Acolo unde se poartă, de obicei, că n-aveam... Da. Că nu suntem în... Bine, am făcut și multă mișcare. De exemplu, eu cu o săptămână înainte să nasc, eu dădeam cu sapa în grădină, adică... Adică făceai sport în continuare. A, ok, foarte bine. Păi... Nu că altele stau, mănâncă. Eu n-am avut poftă, că știți că trebuie să ai punzică, trebuie să iei că nu, poftă, mit, cere copilul. E un mit pentru doamnele care vor da, să mănânce diverse, nu-i așa? N-am avut treabă cu asta. Deci îți spun, sunt ochii, uite, așa sunt pe televizor în momentul ăsta pentru detaliile astea pe care le dăm. Eu sunt curios, Alice, cum arată o zi de antrenament din viața fetelor, cât este... programul, cât durează sala, cât durează, nu știu. Momentan nu știu dacă în cazul vostru pot fi vizionări ale adversarilor pe care îi întâlniți. Bănuiesc că este da. Se întâmplă între și acesta, noi, face da, parte? Dacă, de exemplu, au mai participat și au meciuri pe YouTube, da, le putem deci urmări. Deci implică și partea aceasta video să vă da, vizionați da, ca să adversarul vedem înainte? Cu cine avem de-a la Alice, ce da, revituri și presupun că și ea la fel. Adică... Bun, revenim puțin. Cum arată o zi de antrenament din viața voastră? Alice? În general, dacă ești înainte de un meci, e alt tip de antrenament, alt tip de program și o să vă povestesc atunci de tipul de antrenament de dinainte de meci. Încep cu 3 luni. Eu personal am condiție fizică în fiecare zi, de la 5 dimineața. Jogging? Alergi? Alergi? Sprinturi mai mult. La 5 dimineața? Scuză-mă, da. că n-am auzit cine. Da. Eu dacă aud 5 dimineața, eu nu... Și după aia tot ce mi-ai spus după nu mai aud. Și eu, dar nu-i decizia mea. Suntem un grup care mergem de dimineață și antrenorul meu, el lui îi place să facă antrenament dimineața și suntem obligați să mergem dimineața la 5. Avem antrenament, al doilea antrenament de la 10:30. Depinde, le mixăm, avem lupte, avem... sparring, avem, depinde de zile. Între ora 12 și 5 după masă, mai probabil am și o sesiune de palmări. Nu e necesar, depinde dacă o dată sau de două ori pe săptămână și mai am încă două antrenamente destul de ușoare seara, de la 6 la 8. Palmarea este o tehnică pe care o faceți la sportul respectiv? Palmare... Nu ne e familiar. Ok. E mai mult o parte de tehnică, gen... E mai mult
e mai mult bazat pe tehnică, nu-i pe condiție, nu-i nimic greu, pur și simplu tehnică, înveți cum să, nu știu. Nu e chestia în care dai, ele da, ține... Da, dar e mai mult de, da, exact, aia. Deci e un fel de a deprinde niște lovituri contra unui antrenor care are două mănuși, dar de fapt nu sunt mănuși, sunt niște chestii de burete, palmare, nu? Da, palmare. Nu, am înțeles. Cred, nu știu, da, palmare. Îmi place că tu îți traduci, nu? Da. Îți traduci mult din engleză în română, nu e și, așa? Și invers, când se apelă din română în... Știu, există tendința asta și mai ales când și stai liniștită, nu e? Dar nu vreau să creadă lumea că, uite, venit din Anglia, nu mai știe română. Nu, dar e o tendință, e normal. Ciudat. E normal, nu... Foarte ciudat. Acolo nu vorbesc numai cu mami și cu tati română și în rest engleză. Cu toată lumea, că toată lumea. Da, și după un timp ajungi să gândești în engleză. E normal asta, cei care vin și se iau de genul ăsta de lucruri sunt doar invidioși că nu știu o limbă străină, gata, m-am pus pe ei. Ana, tu? Da. Cum arată o zi de antrenament pentru tine? Uite, de exemplu, o să vorbim despre cât au fost vacanță. Făceam dimineața antrenament, bine, îmi luam și copilul după mine, îl trezeam. Hai, mami, hai, mergem la antrenament. Făcea și el. Ce făceam eu, făcea și el. Alergare, sprinturi, corzi. Făceam și curs pe teren, afară, frumos. După aia, la ora 3, aveam ori în funcție de zile. Ori făceam tehnică, ori făceam doar meciuri. Avem zile în care facem doar meci. Alice spunea că are întreagă echipă în spate. În cazul tău, cum stau lucrurile? Ai un antrenor? Ai un... Nu, în cazul nostru, în România, te mulțumești doar cu antrenorul și colegii din sală. Am înțeles. Și vreau să vă întreb, cu cât timp înainte aflați că veți avea o gală în care veți avea o luptă? Depinde. Sau... Eu am avut meciuri în care am fost anunțată cu o săptămână înainte. Și nu aveam prea multe să știu despre adversar. Și nu ai zis, pas, domnule, eu nu particip. Nu. Lasă-i pe ăștia să participe, pot să particip nepregătit. Da, nu. Că eu oricum sunt în pregătire. Adică eu, în afară de campionat, de meciul care l-am în această seară, mai am, vin următoarele. Adică deci am e un bonus, practic, că vine mondiale, o gală din asta. Nu stau pe tușă. Am înțeles. Deci e un motiv de bucurie când apare o astfel de întâlnire. Da, și mai ales acum eu urmăresc. Întâi urmăresc adversara să văd cam ce-i poate capul în alta, câte kilograme și e important foarte mult și kilogramele. Că nu o să mă lupt cu una care are 70 de kg când eu de-abia mâncat. Dar nu există o categorie și la voi? Cum e în box, de exemplu? Ba da. Deci nu se poate întâmpla ca tu, care ai 50, dau un exemplu, să te lupți cu cineva de 60. Sau se poate așa ceva? Ba da, eu m-am luptat cu 60. Dar eu am 55 de kilograme în general. Deci și categoria ta care e, Ana? 54-52. Am înțeles. Și faptul că te-ai luptat cu cineva mai mare a fost într-un cadru altfel decât ar trebui să fie sportul? Sau pentru că la box există categoria aia, cine intră în categorie luptă, cine nu intră nu prea luptă. De exemplu, dacă nu ai adversar în categoria ta, trebuie să faci sacrificiu să te urci un pic mai sus. Păi și șansele nu-ți scad în condițiile astea? Scad, într-adevăr, scad. Când e categoria mult mai mare, de exemplu de 57, în 60 deja e mult mai greu adversarul. Dacă ajungi la sol cu el, te pasează mult și obosești mult mai repede, înțelegi? De asta eu bat categoriile mai micuțe. Dacă eu acum, să zic că am 57 de kilograme, îți dai seama că și eu optez să mă lupt într-o categorie mai mică. Nu o să mă lupt cu una care coboară din categorii mult mai mari. Da, e... Că e un dezavantaj. Iar aici diferența... Pentru sportivii care cunosc acest lucru, știu asta. Iar diferența dintre voi două în seara asta nu este foarte mare. Deci... Nu, că la cântare am avut 57 amândouă. Dar cred că Ana vorbește despre campionate, când mergi și ai open și accepti să lupți cu cineva care e la 60 de kg, dar tu ai 50. Știi, te la referi la alte competiții? La campionate. În general mă refer la toate. Sau la gală. La toate, care într-un fel vrea să te avantajezi sau nu? Normal, la gală, două persoane trebuie să aibă aceeași greutate. Se întâmplă ca o persoană să nu vină cu greutatea, dar asta e lipsă de respect din partea persoanei și poate fi taxat prin, nu știu, să-i se ia bursa sau pur și simplu să nu se mai întâmple meciul. Păi da, pentru că nu e fair pentru nimeni, da, corect. Uite, și acum e un punct pe care l-a amintit și colegul meu Ionuț mai devreme, doar că întrebarea care e pe buzele mele,
Așa cum a zis el, oamenii de acasă privesc ușor reticenți, în general, femeile, către orice. Că este vorba de sport, că este vorba despre o carieră în politică sau mai știu eu altceva, ce din vechile metehne sunt destinate bărbaților unele domenii în teorie. Dar în practică nu este așa. V-ați întâlnit de genul ăsta de stereotipări, de genul ăsta de etichete, de praguri în care să vă spună ce să cauți tu aici sau ce cauți tu aici, că tu ești femeie, locul tău e la cratiță. Și uite, Alisa, am văzut că ai dat din cap că da, pare mi se că ai ceva povești să ne zici. Da, am un cont pe TikTok. Super, toate bune și frumoase. Și mi-am pus câteva videoclipuri de la antrenament în care dau cu bărbații de pământ, dar sunt antrenamente pe bune, dar mă rog, și comentariile pe care le-am primit foarte, foarte misogin foarte, foarte tare, foarte gen. Cred că e un deliciu la tine pe platformă, sincer, pentru că e lumea împărțită. Sunt femeile care sunt yay, da, super, și bărbații care se simt atacați. Corect, E foarte amuzant. Dar te-ai lovit de oameni care să spună tu n-ai ce căuta, nu poți să faci asta? Să spună în față, că așa în spatele calculatorului toți suntem viteji. Da, bărbați, în toată firea, gen, bărbați, moși, da. Deci oameni la o vârstă respectabilă care ce-au zis, lasă că îi arăt eu ei și uite că nu i-am arătat. Mie nu mi-a spus nimeni, doar că zicea în gen, dar de ce faci tu sportul ăsta când puteai să faci altceva? Zic, uite că asta îmi place. Și nu trebuie să le dai tu nicio explicație? Păi normal, că dar trebuie să dau explicație dacă ăsta îmi place, asta fac. Deci nu trebuie să mă duc acum dacă zicea, trebuia să faci și tu, nu știu. De exemplu, lumea când mă vede pe stradă făcută, aranjată, cu așa, zice că fac... A, cred că face fitness, dar ei nu știu că în spatele meu îs lupte, îs box, îi kick, îi mai multe chestii. Așa că... Lucruri mai complexe și de care unora le teamă. Poate multe fete, știi, în locul vostru și-ar dori, ar avea dorința să meargă către un sport de contact sau chiar și către fotbal, chiar și către rugby, că și acolo au niște uși închise. Și nu se duc tocmai din cauza acestor stereotipuri de gen pe care ne place să le punem, pentru că, na, așa am fost crescuți. Da, mie îmi place în gen, nu pot să zic că... Foarte bine. Voi faceți un sport care necesită, bineînțeles, prezența în sală pentru antrenament, pentru încărcare și așa mai departe. Omenirea a trecut și trece în continuare printr-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere sanitar. Cum a fost pentru voi perioada aceasta pandemică în care au fost tot felul de restricții și imposibilitatea de a vă deplasa, de a face antrenamente așa cum vă doriți, de a avea contact cu diferite persoane cu care, bineînțeles, înainte vă vedeați extrem de des? Ok, eu mă consider foarte norocoasă din punctul ăsta de vedere. În Anglia a fost o lege cum că poți să te antrenezi cu un grup restrâns de persoane dacă sunteți toți profesioniști. Dacă ești la amatori, nu. Dar dacă ești profesionist, poți să te antrenezi în lockdown legal. Așa că sala noastră a fost deschisă pentru un grup restrâns de persoane și m-am antrenat pe toată perioada pandemiei. Era nevoie să arătați ceva? Nu. Certificat de proveniență la sala respectivă sau să arătați că sunteți într-adevăr profesioniști? Antrenorul meu l-a oprit poliția odată și a arătat pe internet. Este un website unde apar cum că ești profesionist și a arătat la poliție, da, lupt. Oh, ești luptător. Și a început să vorbească și da, l-a lăsat pentru că asta e legea. Așa că mă consider norocoasă. La noi îți dădeau 3 amenzi. Da, am citit despre România și nu numai Germania și alte țări, foarte greu. Și inclusiv Anglia, dacă nu ai fost. Și la voi, lockdown permanent, așa mi se pare, că sunteți dintr-un lockdown în altul. Da. Ana, pentru tine cum a fost? La noi a stat totul închis, adică te-a antrenat în casă, făceai abdomeni, flotări, ce puteai. În schimb, mai puteam să mă ies pe afară, numai că trebuia să porți foaia aia după tine. Păi și curte, că menționai mai devreme, ai... Nu, eu stau, de exemplu, acum, eu stau în chirie, în oraș. Părinții mei stau la țară. Nu, la Bacău. La Bacău. Eu sunt băcăoancă. Da. A, și mai, să zici că mai puteai să mai faci așa câte un drum către părinții tăi și să mai stai un pic pe afară. Da, așa asta cu tot cu foaie.
unde te duci, de ce te duci, ce faci, când stai și nu mi s-a părut corect și nici acum nu mi se pare. Deci să sperăm să revenim la normal. Da, pentru că am avut alți sportivi care spuneau că au încercat singuri acasă să-și confecționeze, dacă îmi permis termenul, acestea diferite locuri. Uite, de exemplu, dacă eu rămâneam la țară, eu am unde. Eu când am stat la țară până să mă mut în oraș, alergam pe afară, făceam, știi, cât tata are din asta, el e mecanic auto și multe fieretane prin curte și luam acolo roți, de toate. Adică, n-aveam, îți uita lumea, zicea, iar o ieșe sportiva la alergat. Deci te știe tot satul, cum s-ar zice. Da. Păi își vede tot ce să mai, normal că te... Da, acum când mă duc pe la țară, dar ce mai faci? Pe unde mai stai? Pe unde mai ești? Ce ai mai făcut? Da, toate bune și frumoase. Bun, discutam foarte mult de ceea ce înseamnă o bursă în sportul pe care voi îl practicați. Vă ajută sau vă ajunge din punct de vedere financiar o astfel de gală în care, să spunem, ați și câștigătoare? Adică, din punctul acesta de vedere, cât vă ajută să supraviețuiți până la următoarea luptă, să vă acoperiți toate cheltuielile? Pentru că, Alice, tu spuneai foarte bine că nu ți ajung banii respectiv să plătești echipa cu care tu lucrezi. Dar chiar și atunci când participați la o gală și reușiți rezultate notabile, suma pe care o încasați nu este una care să vă acorde o liniște, măcar o perioadă scurtă de timp? Da, o jumătate de lună. Te-a umplut de optimism? O jumătate de lună. Am calculat. Îmi acoper o jumătate de lună. Bun, și atunci ce vă împinge înainte să faceți sportul ăsta, unde sacrificiile sunt mult mai mari decât recompensele, până la urmă? E un hobby, cred că e o pasiune. Te trezești și ai o pasiune, da, vreau să mă duc la antrenament. Fac ceva, gen, pentru mine, pentru viața mea. Pentru că, îmi place. Uite, mai sunt sporturi care merg la olimpiadă și se merită oarecum, sau merită, nu se merită, scuze, termenul, merită oarecum 4 ani să lupți cu ideea că vei ajunge acolo și vei câștiga o medalie sau ai șansa să câștigi o medalie care ți asigură un trai decent ulterior. Pentru că știm rentele viagere, știm ce înseamnă o medalie la o olimpiadă. În cazul vostru există foarte multă luptă, foarte mult sacrificiu, sudoare și până la urmă recompensele sunt foarte mici. Sunt mici la nivelul ăsta, dar bănuiesc că toți sportivii au țeluri și scopuri să ajungă mai sus, unde se câștigă foarte bine și probabil asta îi ține. Ok, lupta asta, ok, mai strâng un pic din dinți și luna asta, mai strâng un pic, mai am meciul ăsta, poate după 3 meciuri ajung să lupt într-o gală mai mare, unde se plătește mai bine. Bănuiesc că asta e... Mai aveam o curiozitate, uite la băieți, când l-am avut pe Ion Pascu, iartă-mă, Alice, și cu asta îți predau cuvântul. Te rog. El spunea că există diferite categorii, așa cum la fotbal avem Europa League, Champions League și așa mai departe, la MMA băieți aveam Bellator, aveam UFC. Raportându-ne la fete, există diferite categorii în care voi puteți urca sau coborâ astfel încât și bursele să fie mai mari? Te referi la categorii de greutate? Mă refer la nivelul competiției. Uite, Bellatorul este un nivel mai micuț față de UFC, care este locul suprem unde sunt cei mai buni sportivi. La fete există astfel de praguri? Da, și în cazul bărbaților. Sunt femei care se luptă în UFC. Am înțeles. Deci există RFX-ul, care este și gala pentru care voi veți lupta diseară și ulterior vine UFC-ul, care este cel mai bun? Da, e cel mai mare din lume, după cât știu eu. Da, la băieți știu sigur, dar nu știam dacă și la fete... Nu, și la fete, la fel. Am înțeles. Da, e la fel. Feminin și masculin n-are... Important e să ajungi acolo. Ideea e că trebuie să ai un palmares pozitiv. Indiferent că ai pierdut câteva meciuri, trebuie să ai, cred că, nu știu exact câte pentru UFC, 3 sau 4 meciuri câștigate unul după altul, ca să... Și depinde și cum le-ai câștigat și sunt mai multe criterii după care se uită boșii de sus și da, dacă consideră, te invită, îți dau un contract de 2-3 meciuri și de acolo... Am înțeles. Deci va fi foarte complicat în seara asta. Știm că alături de voi este mai mult, este și de show foarte tare. Oamenii de acasă sunt foarte pasionați de genul acesta de gale. De când lumea și pământul, știm că cel puțin în România, când au început să se organizeze, era ochii ațintiți către televizoare, erau foarte mulți oameni în sală, când era permis să fie atâta lume în sală. Uite, am citit pe ochii tăi un pic de dezamăgire în sensul ăsta. E normal. Când nu vin oamenii care vor să mă vadă, stând în fața telefonului sau
să vadă live-ul laptop, de pe internet. Dar în afară de asta, gala din seara aceasta, RXF, este plină și de alți sportivi, nu-i așa, ca și voi, care vor să se afirme. Este cineva, nu știu, un coleg de-al vostru sau o colegă de-a voastră pe care îi admirați mai mult, pe care i-ați văzut de mai de mult sau, nu știu, aveți așa ceva povești legate de colegii voștri? Eu nu. Eu sunt mai așa, nu mă prea interesează de alții. Îi vezi doar ca pe strica pe niște adversari, adversari sau în gen colegi, pentru că n-am pot să mă bat cu un băiat să-mi fie adversar, adică un deci sparing interesant. Merge. Un sparing merge. Că sparing la sală fac cu băieții. N-am fete, fac doar cu băieții. Și care sunt așteptările pentru gala din seara asta, Alice? Eu sunt chiar curioasă de meciul dintre Mare și Barbu. Chiar să vedem cum va decurge. Sunt foarte super încântată să văd meciul ăla. Sunt încântată să văd meciul lui Maria și Cristina sau Cristiana. Al meci de fete. Nu știu. Da. Și meciul dintre voi două? Sunteți curioase de meciul dintre voi două? Normal, da. Ăsta e primul. De asta nu l-am nici menționat. Da, nu știu. Eu sunt bucuroasă, în primul rând, că lupt acasă, în sfârșit, după atâția ani. Asta mi-e primul, nici nu conta. Gen, sunt acasă, sunt în România, lupt. Ana, pentru tine, care sunt așteptările în seara asta? Măi, pentru mine așteptările e să reușesc să fac un meci cât mai frumos și fără evenimente neplăcute. Deci deci fetele mele aici, lângă mine, sunt amândouă modeste, sunt amândouă diplomate. Cum le vedeți voi așa zvăpăiate, dar sunt diplomate amândouă. Ziceți adevărul că fiecare vrea să câștige, las-o așa. Dar ce vrei acum să sari pe ea, să-i zici? Nu, Doamne ferește, da. Eu vreau să câștig. Tu vrei să câștigi? Acum, fiecare vrea să câștige. Exact. Ce atâta modestie, domnule? Am fi ipocrit să zicem că nu. Da, dar, de ce am venit aici? Da, exact, de ce? Dar ideea e și cum câștigi sau și cum decurge meciul, că până la urmă vrei să oferi spectatorilor un meci pe cinste, să zică wow! Un meci spectaculos. Nu, ceva... Să fie mai puțin important cine a câștigat, da. Și să fie mai mult... Gen să le rămână în minte. Ok, Alice și Ana. Da, aia a fost extraordinar. Wow! Ce meci a fost! Știi că, Alice, în fotbal se spune dacă întrebi un jucător sau un antrenor, ne-am dorit să dăm un gol mai mult decât adversarul. Cred că fetele și-ar dori să dea, cu ghilimele, un punct mai mult decât adversarul, exact. Astfel încât la numărătoarea finală să iasă câștigătoare. Vreau să ne întreb, există vreo superstiție înainte de a păși în cușcă? Nu, pentru mine. Nu cred în așa ceva. Deci fetele noastre n-au nici superstiții, sunt montate amândouă. Sunt emoții și așa, da. Sunt emoții bune. Da. Constructive. Bun. De la ora 20 în seara aceasta, da? Da. Fetelor, succes! Mă bucur tare mult că ați fost alături de noi în această seară. Mergeți repede, repede la sală. Cei de acasă vă pot vedea live, da, pe pagina celor de la RXF. Și mult succes să le urăm fetelor noastre, dar și celorlalți participanți. Eu nu-ți mulțumesc și ție că ai fost alături de mine în seara asta. Timpul nostru, din păcate, a ajuns către final, dar rămâneți cu Metropola TV și Sport Total FM. Ne revedem mâine de la ora 17. Seară frumoasă!